Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Din nou despre aeroportul fără pasageri din Tulcea. Așa și așa, fără pasageri. Vă reamintesc că în ultimii ani acest aeroport a avut o medie de vreo 200 de pasageri anual, face Luca. Luca notează. 73 de pasageri în 2021, 360 în 2022, 300 în 2023. Un aeroport civil. Rezultă așa, cam 200 și un pic. Sub 1 pe zi. Bravo, da. Aici sunt plătiți totuși și 64 de angajați, că nu se știe, mă, dacă vine jumbo jet-ul pe neașteptate și trebuie să-l deservești. Directorul acestui aeroport, practic fără activitate, este un domn inginer chimist, pensionar, fost lider al PSD local. Asta este al statului, deci nu vă imaginați că e o afacere privată și cineva sparge bani acolo din banii lui. Nu, sunt banii statului. Șeful aeroportului este numit de Consiliul Județean, unde PSD deține controlul. Domnul acesta a fost lider al PSD local. De aprecia că nu-și uită bătrânii. Omul e pensionar, da. Acum a fost lider, puteau să-l dea la o parte, nu? Să-l pună pe unul tânăr de la care au interese. Nu, l-au pus pe cetățeanul, uite, domne. Așa e. Și la Curtea Constituțională, să știi. La fel, nu-și uită bătrânii. Sunt mai mulți pensionari acolo. Care au și salariul. Acolo e sfatul înțelepților. Acolo e de justes. Salariul șefului aeroportului este de 110.000 de lei anual, la care se adaugă și pensia de 67.000 de lei pe an. Bunic fericit, zic eu. Revenind, la Tulcea, statul a făcut o investiție de 180 de milioane de lei, cam 36 de milioane de euro. Banii au fost cheltuiți pentru diverse lucrări de modernizare, un terminal nou, îmbunătățirea standardelor de operare și așa mai departe. Deci, bravo, foarte bine că s-au făcut modernizări. Mi se pare că e ca la pescuit, știi? Sunt... Există oameni care au un băț, o sfoară și un cârlig în care nu pun nimic și este bătaia peștelui, acolo să înghesuie peștii să se arunce în cârlig, cum ar fi aeroportul Otopeni. La aeroportul Otopeni investițiile nu s-au mai făcut nimic serios de ani și ani de zile. Ăștia aici, la Otopeni, la Henri Coandă, sunt omul cu bățul, știi? Ei au clienți orice ar poate să nu facă nimic. Că lumea n-are încotro, trebuie să vină să ia avionul de la Otopeni. Ești rău, mă, ți-au făcut terminal la cu 20 de ani sau când ți l-au. Da. La Tulcea, în schimb, sunt ca pescarii aia care își iau super lansete, mulinete, se duc și își cumpără momel, șmechere, speciale, extraordinare, fac totul după regulă și nu vine niciun peștișor. Așa este și la Tulcea, au băgat 36 de milioane de euro în lansete, mulinete și undițe și nu vin avioanele. Deci, problema este, cum ziceam, că inaugurarea acestui aeroport modernizat va fi făcută în câteva zile, dar fără pasageri. Deci o să o inaugureze, practic, cu domnul director și angajații și mai vine cineva de acolo, de la județeană. N-au cum să fie, că pe aici nu sunt curse regulate. Nici neregulate nu prea sunt. Și să inaugureze o investiție de 36 de milioane de euro cu un avion agricol care dă cu pesticide ar fi chiar prea penibil. Deci, ca tare, nu o să fie cu avion. Deci iată că avem în România un nou tip de inaugurare în colecția noastră de inaugurări românești, nemai întâlnite. Am avut inaugurări de scări, WC-uri, lifturi, proiecte, poze, bărci și care s-au scufundat după aceea. Acum avem și inaugurarea unui aeroport fără avioane și fără pasageri. Primii pasageri se speră vor veni totuși la toamnă, spune directorul, domnul inginer chimist Stoian Vâlcu, să trăiți. Mai întâi trebuie să afle. Da, deci... și să se coacă pasagerii, de asta vin la toamnă. Da. Mai e un mic impediment, după cum admite chiar domnul director, citez. Procedura de decolare de pe aeroport, spune dânsul, ajunge până la aproape 2 km de graniță. De aceea, granița e cu Ucraina acum. Da. Care, după câte știm, are niște necazuri. De aceea, mulți operatori evită să ajungă la noi, deoarece asiguratorilor le cresc taxele din cauza pericolului. Noi, zice dânsul, suntem obișnuiți. Spunem că nu e un pericol real, dar pentru ei este un pericol real, accidentarea cu drone. Aici n-ai ce-i face, asta e viața, până nu se termină războiul acolo și nu ne înțelegem mai bine cu ucrainenii, va fi dificil. Că nu știu ce Wizz, că era să zic Blue Air, ce Wizz și Taromo să zboare acolo, în condițiile în care la graniță, în 2 km, da, este război. Noi... Îmi place cum zice dânsul. Zice, noi suntem obișnuiți. Spune că nu e pericol real. Adică noi care nu zburăm,
de aici, nu mi se pare că e vreo problemă. Aia care zboară se tem, nu știu de ce se tem. 2 km când zbor cu Airbus-ul. Deci dacă le pun rachete aer-aer pe Airbus, au și artificii că pot să tragă în drone, mă gândesc. Pe de altă parte, viteza, că m-am gândit, zic, bun, 2 km o fi mult, o fi puțin. Viteza de decolare a unui Airbus A320 sau 320A sau un Boeing 737, un mediu curier obișnuit, este undeva la 270 km pe oră. El se ridică la vreo 200 și după aceea, ca să plece încolo, 270. La această viteză, 2 km se parcurg în 26 de secunde. Deci în 26 de secunde el trebuie să vireze. Poate să decoleze și invers. În sensul... Spre noi. Spre noi. Depinde cum bate vântul. Asta zic. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.